Pompierii militari din cadrul detașamentului Câmpina au acționat duminică dimineața pentru lichidarea unui incendiu produs la o locuință și anexele aferente din comuna Brebu, stat Brebu Mănăstirei. La fața locului s-au deplasat de urgență trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj smur. Incendiul s-a manifestat la două proprietăți, fiind afectate două anexe gospodărești și o locuință pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați. Paramedicii smurd au asistat la fața locului o persoană, o femeie în vârstă de 70 de ani care a suferit un atac de panică. Din fericire, nu au fost înregistrate alte victime. La finalul intervenției, pompierii au stabilit faptul că incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza unui cablu electric defect.